Numai puțin de 88 de sancțiuni contravenționale au aplicat în trafic polițiștii rutieri hunedoieni pe parcursul zilei de ieri. Dintre acestea, 64 au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză. De asemenea, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 3 permise de conducere pentru nerespectarea regimului de viteză și au retras 2 certificate de înmatriculare. Viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum sau trafic rămâne una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere în județul Hunedoara. Scopul acestei activități a polițiștilor rutieri, care beneficiază și de sprijinul Agenției Naționale Antidrog, este acela de a preveni producerea unor evenimente rutiere grave prin combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, printre care amintim viteza în mod special, o cauză care a produs de la începutul acestui an, în primele 7 luni, 13 evenimente rutiere grave, adică aproximativ un sfert din totalul accidentelor din județul Hunedoara. Acționăm cu aparatele radar, dar și cu aparatele de testare a conducerii de alcool sau substanțe interzise. Le recomandăm conducătorilor auto să circule prudent, cu viteză redusă și adaptată condițiilor de meteo rutiere și, bineînțeles, să nu consume alcool sau substanțe interzise, pentru că pot intra sub incidența legii penale. Acțiunea Road Pole Speed este una amplă, coordonată de Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și face parte din planul de operațiuni Road Pole pentru anul 2024, desfășurându-se simultan în toate statele Uniunii Europene în perioada 5-11 august.